Tânărul de 28 de ani din Pitești este cunoscut ca fiind consumator de droguri de mare risc. Trupul lui a fost lăsat în stradă astăzi de doi bărbați care au coborât dintr-o mașină și au pus corpul pe caldarâm lângă blocul în care acesta locuia. Tânărul de 28 de ani fusese arestat și ulterior eliberat sub control judiciar. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați despre faptul că un bărbat în vârstă de 28 de ani a fost găsit decedat într-un cartier din municipiul Pitești. Polițiștii au instituit filtre în tot orașul pentru a identifica o mașină din care se pare că ar fi procedat bărbatul.